Vis-a-vis de situația care s-a creat în comuna Mihai Viteazu, respectiv racordurile la canalizare făcute neoficial, compania de apă Arieș comunică clienților că aceste lucrări de extindere a rețelei de canalizare fac parte din pachetul 16 și sunt lucrări care au cuprins cele patru comune limitrofe, comune care fac parte din comunitatea urbană Arieș. Lucrările de canalizare, chiar dacă au fost finalizate, racordurile oficiale nu s-au făcut la noua rețea de apă uzată, respectiv de canalizare. Acestea vor avea loc undeva la începutul anului 2012 și clienții noștri vor fi înștiințați în mod oficial când se vor putea racorda la rețeaua nouă de canalizare. Pentru ca aceste racorduri să poată fi posibile, așteptăm clienții noștri să-și exprime în scris această doleanță și în cursul lunii decembrie ei se pot prezenta la sediul companiei de apă Arieș din Turda, Strada Axent de Sever numărul 2, pentru a întocmi aceste solicitări în scris. Avizul de principiu și avizul de racordare costă 220 de lei, și aceste racorduri se vor putea face ulterior acestor solicitări scrise. În continuare așteptăm să ni se comunice din teren când se vor face aceste racorduri, iar clienții noștri să aștepte că vor fi înștiințați când pot să-și facă racordurile la canalizare și când această canalizare va fi funcțională atât tehnic cât și din punct de vedere calitativ. Înțeleg că nemulțumirea persoanei din Mihai Viteazu care mi-a trimis solicitarea, sau să o numim așa, se referea la faptul că chiar dacă rețeaua de canalizare există, persoanele care s-ar fi racordat sunt racordate ilegal. Această ilegalitate am înțeles că s-ar lega de fapt de anumite proceduri care încă mai trebuie îndeplinite, cum ar fi recepția lucrărilor și așa mai departe, dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte în acest sens. Deci în jurul săptămânii 45, respectiv săptămâna viitoare, 7-13 noiembrie, se va trece la procedura de recepție a acestor lucrări. Procedură oficială cu procese verbale care se vor face între constructorul care am lucrat pe acest pachet, pe pachetul 16, și compania de apă Arieș. Deci mai există încă anumite proceduri pe care noi trebuie să le facem de recepție, de predare și de primire în baza unor acte oficiale între constructor și compania de apă Arieș. De aceea noi am spus că racordurile oficiale vor fi făcute undeva la începutul anului viitor, tocmai ca să ne asigurăm că numai în acel moment clienții noștri vor beneficia de acest serviciu la un standard calitativ maxim. Deci, cu alte cuvinte, finalizarea rețelei de canalizare, așa cum o înțelege un cetățean, din perspectiva companiei de apă, această finalizare înseamnă recepția făcută și toată, adică compania de apă preia cum ar veni lucrarea de la constructor și abia apoi începe procedura de racordare, între ghilimele, oficială a clienților. Clienților noștri, exact. Știu eu, are compania de apă căderea să îi pedepsească cumva pe cei care s-ar fi racordat ilegal în momentul de față, când încă nu e finalizată canalizarea? Din păcate nu există un cadru legal care ar putea taxa aceste racorduri frauduloase, ca să zic așa, sau decât faptul că fiecare client de-al nostru care s-a legat la ora actuală de această canalizare nefuncțională, practic îi deranjează și taxează pe vecinilor care încă nu au făcut acest lucru și poate chiar și pe dânsii personal. Deci atâta timp cât se deversează apă uzată în niște cămine, care există, într-adevăr, sunt căminele de canalizare, dar atâta timp cât dejecțiile nu sunt transportate mai departe, deranjează prin miros și prin aspect și pe vecini și până la urmă chiar pe dânsii. Ar fi avut cumva compania de apă vreo posibilitate să împiedice astfel de racorduri până acum?
Nu, deoarece... Sau tot neoficial, în sensul în care în proiect nu se prevede împiedicarea astfel de racote. Da, deci atâta timp cât legea nu ne ajută, să zic așa, să ne dea un cadru legal prin care să-i pedepsim pe cei care... Numai doar că am înțeles că li s-a comunicat clienților noștri de fiecare dată că racordurile se vor, când se vor putea dânși racorda oficial la rețeaua de canalizare, va fi anunțat în mod oficial. Deci nu a fost de ajuns să vadă clienții noștri doar că s-a finalizat lucrarea, s-a stupat, deci trebuie anunțat oficial și atunci și probabil că nu am mai avut răbdare și înțelegem într-un fel. Înțeleg dar, că recepția de care aminteam se face pe întregul pachet 16 care cuprinde 4 comune. Bănuiesc că este și o procedură de durată recepția, chiar dacă începe săptămâna asta care urmează. Ea va dura, știu, o lună jumătate. O lună jumătate, am înțeles. De aceea am și spus anterior că îi așteptăm pe clienții noștri să vină undeva la mijlocul lunii decembrie cu solicitările în scris. Și avizele de care aminteați, în jur de 220 de lei, sunt ambele avize. Deci nu un singur aviz, 220, ci ambele. Ambele avize sunt... deci, cuantumul acestor două avize, respectiv fac referire la avizul de principiu și de racordare, sunt 220 de lei. Și mai trebuie să depună și o cerere scrisă sau aveți cerere tip? Da, există o cerere tip la noi, la registratura companiei de apă, de aici, din Turda, bineînțeles și la Câmpie Este, dar clienții de, la care fac referire acum se raportează la sucursala din Turda. Există o cerere tip pe care dânșii o ridică de la registratură. Și acea cerere, de fapt, cuprinde solicitarea celor două avize de 220 de RON.